ProTV. Scriitorul Radu Paraschivescu și Emilia Șercan au discutat joi, într-o conferință de presă, despre cum se încearcă mușamalizarea unei operațiuni de compromat împotriva jurnalistei. Da, mi-a fost frică în dimineața în care am văzut că acea probă pe care eu am pus-o în mâinile poliției pentru a-i descoperi pe cei care au încercat să orchestreze operațiunea de compromat. Am realizat că acea probă, dintr-un dosar penal, a fost scursă și a apărut pe mai multe siteuri. Acum pot să spun public că o parte din cele peste 60 de siteuri pe care le-am indicat aparțin trustului Realitatea TV, a declarat Emilia Șercan. Respectivele poze au apărut în mai puțin de 40 de minute după ce jurnalista a plecat din secția de poliție. Pozele respective au fost preluate de 74 de siteuri în total, peste 60 aparținând Realitatea TV. Îmi este din ce în ce mai clar faptul că din poliția română s-a scurs respectiva probă. Poliția orchestrează și pune la cale o operațiune de compromat, iar în momentul în care am aflat, după 16 ore, și l-am informat pe ministrul de interne, în 2 ore a fost pusă la cale operațiunea pentru mușamalizare, a precizat Șercan. I-a făcut joi apel public către prim-ministrul Nicolae Ciucă și ministrul de interne Lucian Bode, dacă nu sunt responsabili și părtași ai acestor operațiuni, să le denunțe. Emilia Șercan adună informații, probe și le va expune public, să arăt exact cine a orchestrat această operațiune. Azi sunt eu, dar mâine poate fi orice jurnalist onest, a spus furioasă Emilia Șercan. Emilia Șercan a invitat echipa Realitatea TV să părăsească, joi, conferința de presă, pentru că nu sunt îndreptățiți să se afle la această întâlnire tocmai pentru că au fost parte a operațiunii de compromat pusă la cale cu foarte mare rapiditate, 4 ore și jumătate, și nu pot să se erigeze și în partea responsabilă de presă care își informează corect publicul. Timorarea, obstrucția devin modus operandi, a spus Radu Paraschivescu. Deocamdată sunt șicane, dar încă nu s-a ajuns la amenințări fizice, dar s-a ajuns. În anul 2002, cadavrul jurnalistului Iosif Costinaș a fost descoperit după 9 luni. El făcea o investigație despre cum se folosise armamentul la Timișoara 1989 și a fost suprimat. Un an mai târziu, Tino Ardelean a mâncat bătaie în centrul orașului, în aceeași Timișoară în care Horia Roman Patapievici a fost scuipat în față. Au mai existat cazuri care ne-au oripilat, dar pe motivul că nu se întâmplă la noi, am trecut cu vederea, a spus Paraschivescu, făcând referire la cazul jurnalistei Dafne Caruana Galizia, un atentat mafiot în 2017, a cărei mașină a explodat pentru că făcea o investigație despre construirea unei centrale electrice. Sper să nu se ajungă la asta și cu Emilia Șercan. Amenințarea este monedă curentă în relația dintre presă și diverse tipuri de autoritate, a concluzionat Paraschivescu, amintind de Ioan Becali care a amenințat un jurnalist, de fapt de la brâu în jos. Sau despre Dumitru Sechelariu care alerga jurnaliștii cu pistolul în mână pentru că nu reflectau corect.